Jucătorii pregătiți de Vespasian Colban vor pleca în cantonament la Câmpul Lung Moldovenesc. Antrenamentul de marți, dinaintea plecării, a fost făcut de jucători la sala polivalentă din Dorohoi. Lotul de jucători care va urca în autocar va fi format din Prisacă, Listaru, Lumaicu, Chiorăscu, Luca, Kososchi, Barabaș, Vlaicu, Orășanu, Diviziu, Pavel, Stankoschi, Amarinei, Mateiuc, Vrabie, Juncănaru, Sandu, Grumezescu. La munte vor urca și Alexandru Marin, care a mai evoluat la FCM, și Bogdan Straton, venit de la Farul Constanța. Augustin Ivașcă de la Unirea Slobozia mai are ceva probleme de rezolvat la clubul din Sud, iar participarea sa la cantonament este pusă sub semnul întrebării. FCM Dorohoi poartă însă negocieri și pentru achiziționarea unui jucător de la Delta Tulcea. În cantonament, echipa va executa exerciții fizice și de forță, iar dacă vremea va permite, va evolua și într-un amical cu Bucovina Pojorâta.